Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii. Bonjurică, bonjurică. Morning Glory, Morning Glory. Suntem în studiourile Morning Glory. Foarte bine facem, bine că suntem noi deștepți. Adamila este încă aici. Atât s-a putut, împreună cu prietenii săi actori care joacă și cântă. Și am ascultat un cântec din Chirița și o să mai ascultăm un cântec din Ubu, domnului Tom Pagabor de la Cluj. Altă piesă care se poate vedea la Cluj? Cred că da? Bine, atunci să ascultăm și piesa asta. Zicem. I-au condamnat, zup. Nu s-au întristat, zup. S-a terminat, totuși miroasea, zup. Să greu de suportat, zup. Pe toți ne-au enervat, zup. I-am eliminat, totuși miroasea, zup. Azi ești un ou, mâine un bou, poi mâine un erou. Azi ești plin de rahat, mâine poți fi cel mai curat. Ne-am ambiționat, zup. Devine complicat, zup. S-a terminat, totuși miroasea, zup. Am pregătit, zup. Cântecul cel mai tâmpit, zup. L-am repetat, totuși miroasea, zup. Azi ești la guvernare, mâine ești la închisoare, poi mâine ești iar la guvernare, răs, poi mâine ești iar la închisoare, răs, poi mâine la guvernare, răs, poi mâine ești iar la închisoare. Azi te bag la zup, mâine vin și te pup, zup. Te bag la zup. Mâine vin și te pup, zup. Azi te bag la zup. Mâine vin și te pup, zup. Azi te bag la zup. Mâine vin și te pup, zup. Azi te bag la zup. Mâine vin și te pup. Solo! Vai, ce bine că e burete aici. Morning Glory. Nu e așa? Te trec fiorii. Așa, în orice caz, pe o anumită rețea de socializare se transmite live practic tot ce se întâmplă aici. Deci s-a și văzut. S-a și văzut, da. Și au, se și filmează, o să vedeți podcastul, da. Anca a făcut ca toți dragi, practic. Asta este. Așa. Ce mai cântăm? Stați și vă uitați așa. Hai să cântăm din Fata Rea și Fata Bună, vreți? Hai. Asta din ce e? Asta e din Oladă, de la Teatru din Piatra Neamț, regia domnul Dabija și adaptarea noi la ce am făcut eu. Auzi, dar tu nu joci în teatru mai apropiat, așa? Dar nu, eu nu joc în ele. Eu tu doar plec. Ești mercenar, așa, ești pe interes. Eu fac și plec. Mamă, ce suflet ai. Am zis în română. Taci. Taci că ești rea, taci că ești urâtă, taci că la învățătură ai fost bâtă, taci că ești leneșă, taci și nesimțită. Puteți zice orice că sunt obișnuită, nu mai vreau să fiu rea. Niciodată n-am vrut, altfel n-am putut, așa m-am născut. Vreau să fiu bună și eu, să mi se zică ce bună ești, fată. Să fiu lăudată măcar o dată. Eu sunt rea cu ei, fiindcă ei sunt răi cu mine. Dragostea de vecini, dragostea de vecine. Nici n-apuc să încerc să mă port mai bine, că mă enervez când văd cum râde mine. Ea se poartă așa de când eram eu mică. La început îmi era doar frică. Așa ne-am obișnuit. N-am nicio șansă să mă port diferit. Taci că ești rea, taci că ești urâtă, taci că la învățătură ai fost bâtă, taci că ești leneșă, taci nesimțită. Puteți zice orice că sunt obișnuită. Nu mai vreau să fiu rea. Niciodată n-am vrut, dar altfel n-am putut, așa m-am născut. Vreau să fiu bună și eu, să mi se zică ce bună ești, fată. Să mi se zică ce bună ești, fată. Să mi se zică ce bună ești, fată. Să fiu lăudată măcar o dată.
Glory, Morning Glory. Tu o mai iubești pe Flori? Suntem întâi, ajută-ne. Acum noi putem juca cuptorul și fântâna și... Eu să și părul. Bine, hai fi părul. Nu, 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 am zis că și părul, că eu și cuptorul. Bine, bine, hello. Cântăm? Da. Dar din ce e? Zi din tot ce din asta. A, tot din e asta. E o continuare la ce a fost înainte. Ah, ok. Și ce se întâmplă acum, de fapt, în poveste? Acum... Pentru cei care aceste ne urmăresc pe pager, pe fax. Aceste elemente ale naturii umane și spirituale cer ajutorul acelei fete rele care nu vrea să-i ajute. Ah, ok. Bine. Ajută-ni, fată dragă, cumva, că și noi te-om ajuta cândva. Ajută-ni, fată, cum îi putea, ajută-ni, nu ne abandona. Fată bună, fiți milă de mine și de mine. Ne-au distrus niște băbuții străini și pe mine, cu sălbătișii mici. S-a demonat pereță și acum stau pe mine toți caieță. Fată bună, fiți milă de noi și de noi. O făcut de mine groapă de gunoi și de noi. Aba mie, nu se mai poate bie. O picat și excrement în el. În mine au rupt o bucată, ele între ele să se bată. Nici măcar nu ne-au cunoscut și uite ce ne-au făcut. Și mai avem niște prieteni în partea cealaltă și pe ele au început să le bată. Una-i crăpată, una-i stricată și una-i spartă, măi fată, măi fată. Ajută-ni, fată, dragă, cumva, că și noi te-am ajuta cândva. Ajută-ni, fată, cum îi putea, ajută-ni, nu ne abandona. Ajută-ni, fată, dragă, cumva, că și noi te-am ajuta cândva. Ajută-ni, fată, cum îi putea, ajută-ni, nu ne abandona. Lipește-mă, spală-mă, repară-mă, feticește-mă, curăță-mă, pansează-mă. Pe mine. Scuze-mă. Nu-i nimic, mi se întâmplă foarte des să fiu abandonată de colegi și să mă trezesc cântând singură la capete de cântece. Și mie îmi place de mult. Și da, și mă provoacă și câteodată iese, câteodată nu. Să sperăm că acum a ieșit. A ieșit. A luat-o. E foarte bine. Așa, și după aia ce mă... Și după aia... A, e fata bună. Stai să-mi o toba. Ciudat, ce loc ciudat. M-am rătăcit, dar nu m-am speriat. Îmi vin gânduri, nu pot să le opresc. Ah, eu, care niciodată nu gândesc. Ce mic e universul în care trăim. Acolo niciodată nu ne rătăcim. Acasă cunoșteam fiecare cărare. Ce bine că lumea e mult mai mare. Nu mai vreau să fiu bună. Toți spun că mă iubesc doar ca să muncesc și nu-mi rămâne timp să trăiesc. De ce m-am născut bună? De ce m-am născut așa? Fetele bune au viața grea. Aș vrea să fiu rea. În ce direcție să pornesc? Oare acum eu vorbesc? Ar trebui să mă grăbesc? Ar trebui să mă opresc? În ce direcție să pornesc? Cine sunt? De ce trăiesc? Exist, deci vorbesc. În ce direcție să pornesc? Oare acum eu vorbesc? Ar trebui să mă grăbesc? Ar trebui să mă opresc? În ce direcție să pornesc? Cine sunt? De ce trăiesc? Exist, deci zâmbesc. Și acum noi să facem tu un moș și eu o moașă. Dacă fetele au cântat. Deci Radu Dogaru a fost fata bună și Cristi Rigman fata cearea. Trăim vremuri complicate. Așa, să ne revenim. Am râs ca proastele, a fost minunat. Avem ceva și din Geluna Om? A? Vreți, da? Vreți din insula lui Geluna Om ceva? Da, da. Numai că nu știu de ce stau eu. Stai la ce? Vrei să stai lângă ea? Hai. Schimbăm puțin. Așa. Cine n-a prins aseară concertul Ademila? Dacă doriți să revedeți, să reascultați, se întâmplă acum. Robinson, m-ai uitat. Sunt ani de zile de când ai plecat. Vino. Nu mă trezi, sunt obosit. Atunci vino în somn. Am venit. Unde ești, așteaptă-mă. Unde ești? Visează-mă. Unde ești? Visează-mă. Visează-mă, visează-mă,
visează-mă. Visez, dar văd că nu te visez. Unde ești? Nu mă mai iubești. Unde ești? Și ceilalți dorm, vezi să nu-i trezești. Nu vezi că și eu dorm? Nu pot să-i trezesc. Lasă-mă să te rog să mă odihnesc. Sunt obosit și tu tot vorbești. Uite, încep să mă trezești. Robinson, m-ai părăsit. De ani de zile n-ai mai venit. Știu, am un trecut pătat. Robinson, cred că deja m-ai uitat. Nu te-am uitat. Mă iubești. Lasă-mă să dorm, te rog să nu mă trezești. Eu sunt singur. Dacă vin la tine, rămâi singură și tu. Unde ești? Așteaptă-mă. Unde ești? Visează-mă. Unde ești? Așteaptă-mă. Unde ești? Visează-mă. A venit și salvarea pe insulă, se aude afară, acest Nino. De ce v-a pocnit râsul? Pentru că salut o cordă și eu am văzut chestia asta. Și un cântec atât de emoționant nu merita o reacție cum am avut-o, dar nu m-am putut abține, îmi cer scuze. Da, și mie îmi pare foarte rău. Au râs ca proastele, practic. Deci, în continuu s-au înroșit la față. Dar s-au ajutat unii pe alții, se vede că sunt o echipă. E păcat să renunțe. N-ai cum să nu râzi când sare o coardă. Deci n-ai cum, adică trebuie să fii neom. Nu, să ai sufletul de piatră, nu, da. Nu poți. Nu poți să nu râzi de un coleg de al tău căruia i s-a rupt o coardă la chitară. Dar n-ai cum, adică e ca și cum... Deci... Da. E ca și cum ai vedea o băbuță împiedicându-se și n-ai râde. Da, exact. E genul ăsta de situație în care ești chiar fără suflet dacă nu faci treaba asta. Împotriva naturii. Și mie mi se pare că este, cel puțin împotriva naturii, dar împotriva tuturor chestiilor. De asta, cu alte lucruri împotriva naturii, vom reveni imediat într-un scurt grupaj de floricele muzicale nestemate ale sunetului aduse de Adam Ilea și prietenii săi în acest show de radio numit Morning Glory, Morning Glory. Vă lăsăm cu un scurt buchetel de reclame. Morning Glory on Rock FM.